Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Primăvara se lasă așteptată, însă în sufletele noastre deja au înflorit ghioceii. Primăvara a demarat activ și în viața militarilor armate naționale, care au ieșit în poligon la noi exerciții bilaterale și antrenamente intensive. Pe lângă aplicații, ostașii nu uită și de valorile creștinești, mai ales odată cu venirea postului mare. Tot astăzi aflăm cum salinele din Europa Centrală și de Est, care se practicau tradițional, au fost aduse și la Centrul Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării. Alături de dumneavoastră sunt domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. Fiți alături de noi până la ora 10. Bună ziua! Un grup de experți NATO responsabil de acordarea asistenței în elaborarea documentelor strategice de planificare a apărării au efectuat în perioada 13-16 martie o vizită de lucru la Ministerul Apărării. Vizita se desfășoară în contextul implementării inițiativei de consolidare a capacităților de apărare a Republicii Moldova. În perioada respectivă, experții au avut întrevederi cu secretarul de stat al Ministerului Apărării, precum și cu reprezentanții instituțiilor naționale cu atribuții în domeniul apărării, cum ar fi Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Serviciul de Informații și Securitate și Consiliul Suprem de Securitate. În cadrul ședințelor au fost abordate subiecte ce vizează experiența altor state privind dezvoltarea mecanismului național de planificare a apărării și rolul cooperării interinstituționale în cadrul acestui mecanism, cu accent pe elaborarea strategiei naționale de apărare. De menționat că vizita a avut scopul de a examina proiectul Strategiei Naționale de Apărare, elaborat de către grupul de lucru interinstituțional și de a formula recomandări privind îmbunătățirea documentului elaborat. Obiectiv. Securitate și apărare. Aplicații moldo-americane la bălți. Adrenalină și emoții pentru circa 130 de militari din Republica Moldova și Statele Unite care au participat la exercițiul bilateral Agile Hunter 2016. Evenimentul a avut loc la Centrul de Instruire Militară al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova din municipiul Bălți. În cadrul acestuia, militarii participanți au făcut un schimb de experiență, perfecționând abilitățile pentru misiuni la diverse locuri de instruire, de patrulare, de cercetare, precum și de amenajare a unor posturi de observare. Aplicațiile s-au desfășurat la cel mai înalt nivel, în conformitate cu normele de rigoare. Acesta este calificativul reprezentantului contingentului american. Ne face plăcere să lucrăm cu militarii moldoveni. Ei sunt profesioniști. În urma exercițiului dorim ca armata națională să fie mai pregătită pentru a se apăra. Efectuarea unor manevre de acest fel ne face să creștem împreună și să ajungem la același nivel de pregătire. Armata Națională a detașat la exercițiu ofițeri și subofițeri din Brigăzile de Infanterie Motorizată Moldova, Ștefan cel Mare, Dacia, dar și din Batalionul 22 de menținere a păcii. Militarii noștri au rămas impresionați de experiența inedită. Sergent inferior Ion Rusu din Brigada a 2-a Infanterie Motorizată în premieră a ținut în mână o mitralieră de tip american, iar emoțiile au fost la nivel. Senzații foarte plăcute, adrenalină foarte mare. Prima dată trag într-așa tip de armă. Emoții ca prima dată. Cercetarea terenului, mascarea, amplasarea posturilor de observare. Locotenent major Alexandru Gangan din Batalionul 22 de menținere a păcii ne-a povestit cum au derulat tragerile și cât de benefice sunt ședințele date în perspectivă. Se întâmplă un antrenament bilateral cu colegii din America, adică avem o ședință practică la trageri din armamentul din dotare a Statelor Unite, M4 și Critical. Toți așteptăm ceva nou, ceea ce este real, este ceva nou, un antrenament practic,
apoi după asta plecăm în unități cu cunoștințe noi, cu un bagaj plin de experiență, ceea ce putem noi experimenta în Armata Națională. Armata Națională beneficiază de așa tipuri de exerciții și evident că sunt binevenite. Este totul în practică, adică avem și teorie, este și practică, totul se face la moment. Efectiv, după asta pleacă în unitățile militare cei ce au capacitatea de a face în practică în unităților din care au venit. Aici s-au petrecut ședințele practice, unde efectiv Armata Națională au executat trageri. Au fost cu succes, unde am fost calificați cu un calificativ foarte bun de către colegii a Statelor Unite. De asemenea, în una dintre zile, Agile Hunter 2016 a fost inspectat de către oficiali militari din Statele Unite și Republica Moldova. Este vorba de generalul de brigadă Percy Hurtado, locțuitorul comandantului Direcției Planificare, Strategie și Politici din cadrul Comandamentului Forțe Terestre Statele Unite din Europa, și colonelul Mihail Bucliș, comandantul Comandamentului Forțe Terestre al Armatei Naționale. Generalul de brigadă Percy Hurtado a apreciat desfășurarea aplicațiilor Agile Hunter 2016, dar și profesionalismul militarilor moldoveni și al celor din Garda Națională a Carolinii de Nord, cu care Armata Națională colaborează începând cu anul 1996. Noi respectăm neutralitatea Republicii Moldova și am avut o plăcere să ne pregătim alături de militarii moldoveni. Vreau să aduc cuvinte de laudă pentru parteneria Gărzii Naționale a Statului Carolinei de Nord și Republica Moldova, întrucât această aplicație militară va facilita relațiile de conlucrare pe viitor. Cei doi oficiali militari au inspectat elemente din cadrul antrenamentelor comune ale contingentelor celor două armate și au vizitat locurile de instruire, de patrulare, deplasare pe câmpul de luptă, cercetarea rutelor și a unor arii și obiective importante. Colonel Mihail Bucliș. Suntem foarte bucuroși că domnul general Hurtado este astăzi la noi, pentru că în cadrul exercițiului care se desfășoară acum, dumneavoastră ați observat că este o transmitere de experiență a soldaților americani către efectivul nostru și încă o dată arată că toate aceste exerciții în comun sunt foarte benefici pentru dezvoltarea Armatei Naționale a Republicii Moldova. Suntem foarte recunoscători Gărzii Naționale a Statului Carolina de Nord pentru susținere și, în general, părții americane pentru ajutorul lor, toată asistența care este acordată Armatei Naționale a Republicii Moldova. Sunt niște lucruri foarte bune pentru a dezvolta soldații noștri, i-a căpăta experiență în tot ceea ce desfășurăm și pentru ca armata noastră, Republica Moldova, să fie o armată profesionistă, bine pregătită. Exercițiul bilateral Agile Hunter 2016 a cuprins perioada 6-19 martie curent. Acesta face parte dintr-un program de instruire care va dura circa 4 ani. Demnitate, dedicație și dorință în executarea obligațiunilor de serviciu. Detalii care sunt cunoscute de către militarii pe contract din Armata Națională. După serviciul militar în termen, tinerii găsesc de cuviință să-și creeze o carieră de succes în acest domeniu. Astfel, ei pot beneficia de toate avantajele Armatei Naționale, participarea la exerciții naționale și internaționale, în misiuni de pacificare, învățarea unei limbi străine, cursuri de perfecționare profesională, serviciul medical gratuit și, desigur, salariul stabil. Pe lângă toate acestea, pretendenții sunt atrași de disciplină și regimul militar. În Brigada Ștefan cel Mare sunt mai mulți militari care rămân în unitate pe contract, atât contingente de bărbați cât și de femei, iar pasiunea acestora este vie și peste 10 de ani de serviciu. Vom demara cu unul dintre veteranii care se dedică Armatei Naționale din anul 1994. Fratele mai mare a devenit în acest domeniu, prin uniforma militară care i s-a părut chipeșă și solidă și a început cariera de militar de la gradul de soldat, la funcția de furier a batalionului 1. Este vorba despre locotenent major Veronica Iefros, actualmente ofițer de serviciu echipament în Brigada a 2-a. După o perioadă îndelungată, am deținut funcția de șef de post echipament. După funcția de șef de post echipament, am deținut și funcția de șef serviciu alimentar și echipament a batalionului de geniu. Primul avantaj care a fost uniforma, care mi-a dat o, așa, o speranță. O motivație au fost frații care au făcut serviciu militar, care mi-au dat un spirit, care mi-au arătat un drum, care m-au impresionat comportamentul militar.
militarului. Și am dorit să aflu și eu ce e asta militar, să devii militar. A fost ceva nou pentru dumneavoastră? Da, a fost ceva nou. Fiind încadrat în armată, pentru mine era ceva extrem de deosebit, nou. Pentru o parte feminină era ceva nou. Locotenent colonel Andrei Alexandrov, șef serviciu sprijin de armă din Brigada a doua, și-a făcut loc în rândul forțelor armate acum 18 ani. Fiind înmatriculat la Colegiul Militar pe atunci, Alexandru cel Bun la specialitatea artilerie. Potrivit acestuia, avantajele Armatei Naționale sunt multe și însemnate, doar că trebuie să accepți provocările care ți apar în cale. Imediat după absolvirea Colegiului Militar am fost repartizat prin Ordinul Ministrului Apărării în Brigada 2 a Infanterii Motorizate ca comandant de pluton la specialitatea artilerie. Până în 2008 am fost tot în Brigada 2, ne schimbat, după care am avut o perioadă de 3 ani. Ne-am schimbat obțin experiența și am fost numit într-o unitate mai mică, dar mai compactă. După care în 2011 am revenit în Brigada 2 și activez până în prezent, de acum pe parcursul a 17 ani în Armata Națională. Armata Națională, nu știu, tot timpul m-a atras această specialitate. M-a atras interesul față de a cunoaște ceva nou, ceva care mi-a însuflat încredere în sine, o stabilitate. N-am dorit niciodată să ajung să activez undeva peste hotare sau în altă parte, deoarece am o dragoste față de această țară și, nu știu, am dorit tot timpul să o apăr cu cinste și devotament. Și mai mult ca atât, mi-a plăcut permanent sportul, disciplina, mai întâi de toate. Îmi place relațiile astea de comandant subordonat, sunt unele nuanțe care sunt aproape de mine sufletești. Deci și am ales continuu mai departe activitatea în Armata Națională. Sunt foarte multe avantaje, pur și simplu trebuie să fii pregătit permanent ca să le găsești, le deosebești, ca să faci față acestor provocări, ca să spun așa, pentru că sunt o mulțime de cursuri peste hotare, chiar și aici în țară. Sunt multe aplicații, antrenamente multinaționale, naționale, care îți oferă posibilitatea de a participa, de a cunoaște, de a te arăta pe sine, de a-ți arăta capacitățile și de a activa în echipă. Diferența între militar pe contract și militar în termen, practic militarul în termen posibil are obligațiunile, sunt mai multe la militar prin contract, are o responsabilitate mai mare pentru că el are responsabilitate și de cel militar în termen, de obicei militar pe contract este superior, este comandant sau de grupă, începând de grupă până la pluton, brigadă, în afară de a executa ordinele, el trebuie și să poată militar pe contract să pună ordinele, să le pună chipzuit într-așa mod ca să fie executat îndeplinite și o responsabilitate mai mare. Pentru militar un termen este, poate pentru el îi pare că e greu, dar din punctul meu de vedere este puțin mai ușor, pentru că el rămâne să îndeplinească și să execute și ce se cere și dacă va îndeplini cu strictețe aceste indicații, ordine, va avea succes și se va mândri că a îndeplinit serviciul militar fără de plăcere. Și dacă am făcut cunoștință cu doi veterani ai Armatei Naționale, trecem și pe la novicii militari. La început de cale militară, sergent inferior Eugeniu Popescu este instructor sanitar, compania Geniu. S-a specializat în domeniul medicinei de când era militar în termen, iar acest lucru l-a făcut să rămână și pe contract, deja de 2 ani. Am făcut un an serviciu militar în termen și deja am aproape 2 ani de când sunt pe contract. Ce v-a motivat ca să alegeți să rămâneți în calitate de militar pe contract în Armata Națională? Salariul stabil, programul zilnic, tot este stabil, se respectă, nu se încalcă legea, tot conform regulamentului militar. Când am merit în armată, mi-a plăcut și am vrut să rămân pe contract. Când am fost în militar în termen, am motivat ca instructor sanitar cu compania medicală. Da. Și asta a fost ca o motivație să rămân pe contract. Fiind absolvent al Academiei Militare Alexandru cel Bun, în vara lui 2015 a fost repartizat în Brigada a doua. Este locotenent Sârbu Dimitrii, comandant pluton cercetare, compania cercetare din cadrul brigăzii. Mereu a visat să fie militar în toată legea, iar studiile i-au oferit această șansă unică. Menționez că am fost absolvent Academiei Militare și am intrat și una din obligațiuni ca să satisfac serviciul militar prin contract în perioada încă de 5 ani.
puțin să renunț, dar a fost inițiativă pentru că îmi place serviciul militar și anume subunități care acționează în diferite misiuni sau pleacă în diferite deplasări. Locotenent colonel Andrei Șram, locțitor comandant brigada a doua Ștefan cel Mare, a enumerat care sunt avantajele unui militar pe contract atât în unitate cât și atunci când trece în rezervă. Mulți rămân să satisfac serviciul militar în unitate, deci asta spune că lor le-a plăcut disciplina și le-a plăcut activitățile desfășurate în armate. Alții după armată cunosc, se angajează la fel în structuri de forță, cum ar fi poliția, cum ar fi subunități speciale, cu destinații speciale. Și cred că primul pas care pe dânșii direcționează și le ajută să aibă succes și în alte părți este totuși serviciul militar în termen în unitățile armate naționale. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Aurul alb vine de hac virozelor de sezon. Vorbim despre sare, care este considerată aur alb datorită proprietăților sale curative și a beneficiilor pe care aceasta le are asupra sănătății oamenilor. Virozele de sezon și alte afecțiuni ale sistemului respirator pot fi combătute datorită terapiei cu sare sau haloterapiei. O astfel de sală miraculoasă, asemenea galeriilor saline, este disponibilă și la Centrul Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării. Recunoașterea sării în terapie a venit în secolul trecut, în jurul anilor 1950, în țări precum Germania și Austria, odată cu dezvoltarea unui sistem medical naturist, asemenea băilor de aburi și utiliza elemente pur naturale, în scop profilactic și terapeutic, în diverse afecțiuni, precum astmul bronșic, bronșitele cronice, sinuzitele, rinitele, afecțiuni respiratorii și pulmonare, emfizem, tuse provocate de către fumat, infecții respiratorii, reducerea sfărăitului și multe alte deficiențe ale sistemului respirator. Pentru a cunoaște mai multe detalii despre haloterapie, destinația unde vă puteți adresa și cine poate fi beneficiarul acesteia, rămâneți cu urechea pe noi! Haloterapia tinde să înlocuiască terapia în mina de sare care se practică în salinele din Europa Centrală și de Est de peste 150 de ani. Astfel, haloterapia reproduce condițiile din minele saline în cadrul unei săli speciale destinate pacientului la prescripția medicului. Iată ce ne spune Nicolae Visternicianu, șeful secției de fizioterapie al Centrului Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării. Această terapie cu sare a fost descoperită încă în anii 1843. Istoric. S-a constatat că chiar toți lucrătorii care lucrau în minele de sare niciodată n-au fost bolnavi cu aparatul respirator. Așa s-a constatat. La momentul de față, noi avem aici în incinta instituției o încăpere care este absolut pură cu sare din mine. Recent am adus undeva 1000 kg de sare unde am prospătat sala. Haloterapia, ea este în primul rând ca un proces anume de prin întâmpinarea maladiilor aparatului respirator. Aceleși bronșite cronice, același astm bronșic, aceleși rinite sinusite, adenoizi la copii. În literatură este că aceleși nevroze care sunt la momentul de față, insomniile, diferite maladii ale pielii, tot au o indicație foarte bună cu această terapie. Beneficiarii terapiei cu sare pot fi atât militarii armate naționale, cât și persoanele civile. Mai bine spus, fiecare persoană se poate adresa în cazul unei infecții respiratorii. La noi astăzi în sală avem și militari în rezervă, avem funcționari, avem copii de militarilor și, desigur, sunt și din alte contingente, la moment au terminat cursul de tratament. De această sală poate să beneficieze absolut toată populația. Ca să frecventeze haloterapie, în primul rând trebuie să consulte medic și după aceea vine la medicul fizioterapeut, unde primește indicații, se programează și 10 zile minimal se socoate la un curs de tratament, 10 zile. Unii abia au început tratamentul, iar alții au sfârșit deja cele 10 zile saline. Sunt Tatiana Rus, funcționară Ministerului Apărării. La indicațiile medicului, după o bronșită acută, am venit și fac ședințele haloterapie. Simt un efect pozitiv după 10 proceduri. În primul rând a dispărut tusea care era o tuse uscată și chinuitoare. În al doilea rând, respirația s-a îmbunătățit. Și sigur că de la asta se îmbunătățește starea organismului în total.
apare dispoziția. O să mai faceți aceste cursuri pe viitor? La indicația medicului, sigur, dacă o să fie. Pot să recomand tuturor care au bronșite, au probleme a căilor respiratorii, numai după consultația medicului. În această cameră, după aceste proceduri, se îmbunătățește sistemul respirator. În general, se îmbunătățește interiorul corpului. Domnul Visternicianu a ținut să le transmită ascultătorilor noștri multă, multă sănătate. Creștinii ortodoxi au început de luni postul Paștelui, acesta fiind perioada de pregătire spirituală pentru a sărbători învierea lui Iisus Hristos la 1 mai. Postul durează 40 de zile și este cel mai lung și mai aspru de peste an, iar credincioșii se abțin de la alimente interzise precum carne, ouă, pește, brânză și lapte. Totodată, fiecare creștin trebuie să adopte o atitudine spirituală, fiind îndemnați la rugăciune și purificare sufletească. Ce este postul? Postul nu stă atât în înfrânarea de la mâncare, cât în înfrânarea de la gânduri necurate. Să postim de gânduri, ne spune părintele Tadei. Așa sau altfel, postul este o curățire a sufletului, a minții și a corpului. Facem ordine în idei, în cuvinte și ne cerem iertare. Iertăm și nu bârfim pe cei care ne înconjoară. Aflându-ne în prima săptămână de post, colega noastră Steluța Moscălciuc a discutat cu preotul Gheorghe Gavriliță din cadrul Brigăzii 2 Infanterie Motorizată, care ne-a povestit despre însemnătatea perioadei de postire și rolul ei în viața fiecărui creștin. Suntem în postul mare, în prima săptămână postul mare. Ce importanță are această săptămână? Postul este binecuvântat de Dumnezeu încă din rai. Spus a fost primilor oameni, Adam și Eva, din toate roadele gustați din acest copac, de acest copac să nu vă atingeți. Prin călcarea postului și s-a primit acea lungare a oamenilor din raiul Edenului. Este foarte important pentru noi ca să ne învățăm de a ne menține sufletul nostru în curățenie duhovnicească și trupească, și anume postul ne ajută nouă să facem acest lucru. Din toate posturile deosebim patru mai importante. Noi acum să ne aflăm în postul mare. Mai înainte de postul mare a fost postul Crăciunului, postul de iarnă, postul nașterii Maicii Domnului, postul de vară, Sfântul Apostol Petru și Pavel, și postul de la sfârșitul verii, începutul de toamnă, postul Sfântii Marie, adormirii Preasfintei Ficioare Marie. Fiecare din aceste perioade de înfrânare îl îndeamnă pe om ca să se speruie să ajungă la o stare mai curată, mai purificată, ceea ce face ca omul să se asemene cu acei oameni care se aflau până căderea în păcat încă în rai. Ce trebuie fiecare creștin ortodox să îndeplinească? Ce reguli sunt în post? În primul rând trebuie să spunem un lucru foarte important, că postul este pentru acei care pot să-l ducă. Nu dă Dumnezeu cruce mai grea decât acea cruce pe care poate să o ducă omul creștinul. Așa și postul. Cunoaștem noi post slăbiri pentru acei, începem de la coadă, pentru acei care sunt bolnavi, pentru femeile gravide și pentru copii. Creștinii care pot să îndure perioadă de limitare în mâncăruri sau bine ar fi să fie spus că nu numai aceasta formează postul, dar și acea limitare în petreceri, în veselii, în vorbă multă, chiar și în gândire, în acea minte curată, purificată, face ca postul să se deosebească de acel post de mănăstire, a călugărilor, a oamenilor sănătoși, maturi, și acel post a copiilor sau oamenilor mai bolnăvicioși sau mai slabi după firea sa. Dar oricum și acela și acela și acela primiteți la Dumnezeu. Nu judecați acei care nu postesc pe cei care postesc și invers. Nu judecați pe cei care nu postesc a cei care postesc. Fiecare își duce sarcina sa și cum se pregătește în fața lumea, așa va fi și primit acea truda lui. Și evident, fiecare va fi oferită și pedeapsa și acea decorație pentru stăruințele lui. Prima săptămână este destul de aspră în calendarele mănăsterești, acele de la mănăstiri sau în calendarele bisericești, se vorbește despre acea mâncare care se mântează la pâine și apă, se mănâncă o dată pe zi, seara și dimineață, permanent slujbă. În Miercurea, după Sfânta Liturghie, dar unde simțite, se dezleagă la ofertură oricare. Vinerea se dezleagă la dulce, se simțește coliva. După Sfânta Liturghie, înainte simțită și canonul Sfântului Fiodor Tiron. Și de-abia sâmbătă, de-abia se dezleagă la ulei. Și de acum tot postul
miercurea, vinerea, zile sunt mai stricte, apă și pâine, dar toate celelalte zile sunt cu ulei în mâncare. Cunoaștem că două zile pe parcursul postului sunt în dezlegare la pește, asta sunt blagoveștenile Bunavestire și ziua intrării a Domnului în Ierusalim, Floriile se mai spune. Și ajungând pe parcursul acele 6 săptămâni, prima, 5 săptămâni și ultima patimă, să vorbim puțin și despre ultima săptămână, care se numește Săptămâna Mare. Toate zilele comemorării patimilor Domnului ne arată nouă toate acele evenimente care s-au petrecut cu Hristos înainte de răstignire. Miercurea este trădat de Iuda, joi este ziua când s-a instituit taina Sfintei Împărtășanii, cina cea de taină, vinerea, Hristos este răstignit, sâmbăta cea mare, Hristos cu trupul se află în mormânt, iar duminica, ziua învierii este. Deci, ultima săptămână, la fel ca și prima, este aspră. Se fac slujbe, se săvârșesc slujbe deosebite. Toată biserica, toată creștinătatea parcurge în amintirea patimilor Domnului. Noi ne stăruim să trecem împreună cu Hristos acel drum ușor al crucii lui, Via de la Rosa. Participăm la citirea Sfintelor Evangheliei, participăm la prohodul Domnului și apoi, în ajunul Sfintei Învieri, a cei care nu s-au rănișit de Sfânta Împărtășanie pe parcursul postului, ne apropiem și ne unim cu Hristos la Sfânta Liturghie, de acum Paschală. Și săptămâna după Marele Post, săptămâna luminată, noi ne bucurăm de Învierea Domnului, ne bucurăm de acea venire pe pământ a Împărăților Dumnezeu și urcușul nostru la acea împărăție cerească și nu uităm în această stare de bucurie și pe acei răposați noștri pe care îi pomenim de acum duminica următoare. Mai bine zis, duminica, luni și marți, în diferite locuri, se fac Paștele Blajenilor, acea pomenire răposaților în cimitire. Cu toții mergem la mormintele răposaților noștri, acolo facem pomenirea lor, care se manifestă prin rugăciune, prin darea milostenii și acele pomeni pentru subtile răposați. Și bine este că atunci când ne aflăm în cimitire, comportamentul evident să fie unul creștinesc. Vedem adeseori că în perioada acestor zile cineva poate să-și permite mai mult decât ar trebui să facă creștinul. Dar sperăm că acea bună voința creștinului care s-a luat început în post se va răsfrânge și asupra celor zile sfinte și la cimitir. În această perioadă aveți ore de învățătură cu militarii? Numai decât noi, nu numai în postul mare, facem întâlnire cu efectivul armatei, anume în brigada infanterie motorizată Ștefan cel Mare numărul 2. Facem regulat lecții, nu în sala asta, dar cu toată brigada în sala sportivă, unde încap 500 de oameni. În sala aceasta facem întâlniri numai cu cei care sunt într-un fel codași sau au niște dorințe de a se întâlni cu preotul la parte. În postul mare și în alte posturi ne străim să mărturisim, să spovedim efectivul și să îi aducem la Sfânta Împărtășanie. Este foarte important că tânărul ostaș creștin să nu aibă această întrerupere, fiindcă toți, majoritatea, sunt creștini ortodoxi, botezați, mirounși, aduși de părinții la Sfânta Biserică, unde se mărturiseau, se împărtășau și atunci când pleacă în rândurile armatei naționale, în termen, n-ar fi corect ca să aibă această întrerupere de un an. De aceea, după stăruința Bisericii Ortodoxe din Moldova, în fiecare unitate avem, dacă nu Biserică Paraclis, unde ostașul poate să satisfacă toate dorințele, doleanțele sale creștinești religioase. Și preotul este obligat să asculte spovadă, mărturisirea lui și să-i ofere acele sfinte. Și orice răspuns la orice întrebare. Creștinii în regimul strict din unitate, cum trebuie să fie postul pentru un militar? S-ar putea de adăugat la lista celor despre care am vorbit că au postăbiri la post și dezlegări și ostașii. Nu uităm că și acelor care sunt în cale, în drum, călătorul de asemenea sunt postăbiri în post. Ostașii se află într-o sarcină nu ușoară, li se oferă posibilitatea fiecăruia să aleagă mâncare de post, să aleagă și comportament de post creștinesc, dar de acum după posibilitățile fiecăruia. Una știm precis că atunci în ajun de Sfânta Împărtășanie, ostașii serios se pregătesc către această sfântă taină. Unii nu mănâncă
seara sau dimineață numai decât. Alții se stăruie să nu folosească mâncare cărnoasă și restul în afară de cele care sunt de post. Majoritatea bună se pregătesc cu seriozitate către această sfântă zi, care se face în fiecare dată în rândurile mate și se apropie cu pregătiri anumite. Ce îndemnuiesc pentru militar și, în general, pentru toți creștinii ortodoxi? Păi cred că numai pentru militar ar fi acest îndemn să fim disciplinați, ascultători de comandanți, de cei mai mari, că făcând acel serviciu în termen, să avem cât mai puține încălcări de regulament și de lege dumnezeiască. Asta ar fi principalul îndemn pentru toți. Ranița cu melodii. Cu un cuvânt de felicitare venim către domnii Constantin Lungu și Valentin Făinescu, militari ai Batalionului 22 de menținere a păcii, care sărbătoresc mâine ziua de naștere. Cei mai buni prieteni vă aduc sincere urări de sănătate, multă răbdare și pas cadențat în tot ceea ce faceți. Cei dragi să vă fie mereu în preajmă, să ne trăiți dragi apărători ai patriei. Timpul se scurge fără mustrări de conștiință. Nu încercați să-l opriți, să-l supărați și să-i puneți piedici. Oricum, clipele frumoase le fură necondiționat, ireversibil. Pur și simplu trăiți din plin fiecare secundă. Și nu uitați, zile sunt multe, viața e doar una singură. Ați fost pe frecvențele Radio Moldova, pe undele militare, în compania domniței Jechiu și Tatianei Cocerva. Sănătate! La revedere!